Un tânăr în vârstă de 19 ani, student în Cluj-Napoca, a fost dat dispărut de către familie la sfârșitul săptămânii acesteia. Ravas Mihai Cătălin, originar din Turda, trebuia să meargă acasă vineri 18 martie, însă acesta nu a mai ajuns. Momentul în care părinții săi au început să-și facă griji și au plecat spre Cluj-Napoca spre a-l căuta. Prietenii acestuia au declarat că Mihai s-a urcat într-un autocar care oprește în parcarea Bila din Mănăștur, însă nu a dat detalii nimănui despre destinație. Din câte am aflat de la prieteni, ar fi plecat miercuri seara cu un autocar la ora 21, luat din față de la Bila, dar nu știm în ce direcție, a declarat un membru al familiei tânărului dispărut, potrivit știrdecluj.ro. Tânărul și-a închis telefonul, conturile de pe rețelele sociale și și-a vândut laptopul înainte de a pleca, iar părinții nu îl mai pot contacta. La Inspectoratul de Poliție Județean Cluj a fost depusă și o sesizare în data de 18 martie. Iată care sunt semnalmentele tânărului. Înălțime 1,80-1,85 metri, greutate 70-80 kg, față ovală, ochi căprui, păr șaten, lung, ondulat, constituție astenică. La data plecării purta un hanorac roșu cu alb, o vestă neagră din fâș, cu glugă, pantaloni negri din fâș, încălțăminte sport și un rucsac negru. Persoanele care pot furniza orice informații despre persoana dispărută, sunt rugate să se adreseze celei mai apropiate unități de poliție sau să apeleze gratuit numărul unic de urgență 112.